Biscădincioși, citiți în Axalul Zilei de astăzi când îl prăznuim pe Sfântul Mucenic Teodode Ancira. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, prologii de Ohrida, Sinaxar, 7 iunie. Pomenirea Sfântului Mucenic Teodot din Ancira. Acest Sfânt Mucenic al lui Hristos a fost creștin în taină și din această poziție a ajutat puternic Biserica, adunând și îngropând cu cinste trupurile mucenicilor lui Hristos. Astfel, el a îngropat trupurile a 7 fecioare care fusese omorâte pentru mărturisirea Sfintei Credințe. Dar când păgânii au prins de veste, el l-au supus la aceleași torturi și la urmă l-au omorât. Vezi și ziua de 18 mai pentru mai multe detalii din viața Sfântului Teodot. Tot în această zi, pomenirea Sfintelor Mucenițe Chiriaca, Valeria și Maria. Aceste Sfinte Mucenițe au fost toate din Cezarea Palestinei când au început prigonirea creștinilor. Ele s-au retras din cetate și s-au ascuns la o colibă, unde au petrecut în rugăciune neîncetate către Dumnezeu, postind și rugându-se ca să se răspândească în întreaga lume credința creștină, și ca prigonirea Sfintei Biserici a lui Hristos să înceteze. Fiind bârfite la stăpânire, ele au fost aduse înaintea judecății, torturate și ucise în chinuri la anul 304. Astfel, ele s-au încununat, aceste Sfinte Mucenițe, cu slăvitele cununi ale martiriului. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Marcellus, Papa al Romei. În timpul domniei lui Maximian, Marcellus, papa Romei fiind, a fost osândit să pască vitele la un oarecare loc. Spre a-i plăcea lui Diocletian, care îl făcuse al doilea împărat pe Maximian, Maximian a început să construiască băi publice la Roma, așa numitele terme sau băi termale, și a silit pe creștini să lucreze la ele, precum faraona odinioară îi silise pe evrei să frământe cămida în Egipt și să facă cele mai chinuitoare și mai periculoase munci. Mulți creștini au pierit altfel muceniciți. Printre ei se afla și diaconul Chiriac, care avea o mare putere asupra diavolilor și vindecase pe Artemia, fiica posedată a lui Diocletian, și pe Iovia, fiica împăratului Persan, și le botezase pe amândouă. De asemenea, printre aceștia s-a numărat și Artemia însăși. Apoi diaconii Sisies, Maragnus și Largius, cei care au fost împreună cu diaconul Chiriac, diaconul Afronianus, doi soldați romani proaspăt botezați, Papius și Maurus, bătrânul Saturnin, Crescentianus și fericitele fecioare Priscila și Lucina, care din averile lor făcuse cimitirul pentru creștinii uciși. Sfântul Papa Marcellus a păzit vitele vreme îndelungată, iar la urmă, din pricina înfometării, umilințelor și a torturilor din partea soldaților, s-a odihnit și și-a dat sufletul mâinile lui Dumnezeu. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Marcellinus, Papa Romei, cel din tâi a fost Marcellus, al doilea Marcellinus. Marcellinus a fost preget decesorul Papei Marcellus. Înainte. Adică Marcellinus a fost înaintea lui Marcellus. Marcellinus a fost predecesorul Papei Marcellus pe tronul patriarhal din Roma. Când Diocletian i-a chemat la ordine și i-a amenințat cu torturile, Marcellinus a jertfit idolilor, drept pentru care împăratul i-a dăruit un strai scump. Dar după aceasta Marcellinus s-a pocăit cu amar pentru lepădarea lui de Hristos, ca și altădată Sfântul Apostol Petru. La vremea aceea se ținea un sinod al episcopului pilor în regiunea Campania. Papa Marcellinus s-a îmbrăcat în sac
și și-a turnat cenușă pe cap și astfel a intrat în sfânta adunare, mărturisindu-și păcatul înaintea tuturor și cerând judecată. Părinții au zis că el singur trebuie să se judece. Atunci Marcelindus a zis, eu, vrednic de rangul preoțesc, nu mai socotesc a fi, iar trupul meu îngropare să nu aibă după moartea mea, ci la câini să fie aruncat. După acestea, Marcelinus s-a dus înaintea lui Diocletian și i-a aruncat cu dispreț înainte straiul cel scump. L-a mărturisit pe Hristos și a blestemat pe idoli. Împăratul atunci a turbat și a poruncit ca Marcelinus să fie torturat și omorât în afara cetății, împreună cu alți trei bărbați aleși și făcători de bine, Claudie, Crinus și Antoninus. Trupurile acestor bărbați au fost îngropate imediat, iar trupul papei Marcelinus a zăcut neîngropat vreme de 36 de zile. Sfântul Apostol Petru i-a apărut noului papă Marcelus și a poruncit ca să ia trupul lui Marcelinus și să-l îngroape zicându-i, cel ce se smerește pe sine, acela se va înălța. Iată că el a stat 36 de zile neîngropat trupul său, a stat pe câmp neîngropat, dar câinii nu l-au mâncat. Vedeți că el s-a smerit și Dumnezeu l-a prea înălțat. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Daniel din pustia Schetic. Acest Daniel a fost starețul vestitului Schid din Egipt. El a fost ucenicul Sfântului Asenie cel Mare și povățuitor al multor sfinți mari. Multe din cuvintele și învățăturile lui sunt cuvinte vii și faruri călăuzitoare pentru monah și astăzi. Odată pe când barbarii au atacat schitul, frații l-au chemat îngroziți ca să fugă împreună cu ei. Iar el le-a zis, dacă Domnul însăși nu mă va păzi, atunci la ce bun mi-ar fi să mai trăiesc? Daniel a zis, cu cât ți se îngrașă trupul mai tare, cu atât mai mult îți slăbește sufletul. El a viețuit împreună cu frații în oște timp de 40 de ani, dar după aceea s-a retras în pustie la anul 420 după Hristos. El s-a întâmplat la Alexandria când un bătrân, desfrânat și rău, și-a ucis pe nora lui, Sfânta Tomaida, aveți viața ei în 13 aprilie, pentru că și-a păzit întreagă fecioria ei împotriva desfrânatului ei socru. Daniel și ucenicul lui au luat trupul sfintei și l-au îngropat. Cântare de laudă la Sfântul Marcelinus. O, păcătosule, alungă deznădejdea și fă pocăință înaintea lui Dumnezeu, că deznădejdea este bucuria diavolilor. Iar iată, Marcelinus ierarhul lui Dumnezeu a fost, iar când fiarele schingiuirilor a văzut, de Domnul înaintea împăratului pământesc s-a lepădat. Dar pe el deznădejdea nu l-a biruit, ci mai înainte a alergat și păcatul și l-a mărturisit pe față, apoi cu vitejie el păcatul și-a spălat într-o lui sânge. O, păcătosule, nu te omorâ cu întristarea, nu ține șerpi înăuntru, nu ține înăuntru șerpi păcatului, căci păcatul ascuns este ca un șarpe în inimă, care inima păcătosului ce se tăinuiește roade. Petru apostol a păcătuit, dar îndată ieșind a plâns cu amar. Așa fac cei ce se pocăiesc într-adevăr. Când un mare apostol și un mare ierar au păcătuit, dar căindu-se cu amar i-a iertat Dumnezeu, oare crezi că pe tine nu te va ierta, ci doar pocăiește-te cu amar, fără să întârzi, căci moartea pândește la ușă. Ea vine când nici nu gândești, ea te poate despăți de Domnul pe vecie, dacă tu îți amâni pocăința. Grăbește, scutură deznădăjduirea, grăbește la pocăință cu amar. Cugetare. Sfinții au un acut sentiment al conștiinței. Ceea ce omul obișnuit consideră doar o scăpare, sfinții socotesc o mare călcare a legii lui Dumnezeu. S-a povestit despre Ava Daniel că de 3 ori l-au luat rob tâlharii
ducându-l în adâncul pădurii. Din fericire, el de două ori a scăpat din această sclavie, iar a treia oară, vrând să scape, el l-a lovit pentru tâlhar cu piatră, l-a ucis și a fugit. Această crimă a apăsat ca plumbul în inima bătrânului. Neștiind cum să-l facă, el a mers la patriarhul Alexandriei, Timotei, i-a mărturisit păcatul lui și a cerut sfat. Patriarhul l-a slobozit, l-a mângâiat și l-a slobozit fără niciun canon, dar conștiința continua să-l tulbure. El s-a dus și la papa de la Roma. Papa i-a zis același lucru ca și Timotei al Alexandriei. În continuare tulburat și nemulțumit, Daniel a mers la patriarhii cetății Constantinopolului, Antiohiei și Ierusalimului, mărturisindu-și tulburarea inimii și cerând sfat. Dar sfaturile primite nu îi împrăștiau tulburarea inimii. Atunci el s-a întors la Alexandria și s-a predat autorităților, explicându-le crima lui. Autoritățile l-au arestat și l-au dus înaintea ducelui Alexandriei la judecată. Ava Daniel a arătat în amănunte înaintea tribunalului crima lui, cerând să fie omorât pentru aceasta, cum cere legea, spre a-și mântui sufletul din chinurile cele veșnice. Ducele s-a minunat și s-a uimit de povestea și cererea bătrânului și la urmă i-a zis: du-te, părinte, și roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, chiar de vei mai ucide încă 7 din aceștia. Văzând așa și inima lui neaflând în niciun chip alinare, Ava Daniel a hotărât să ia în chilia lui un lepros și să-l îngrijească până la moartea lui, iar când un lepros a murit să ia altul. Și așa a făcut și a aflat liniște conștiinței lui. Luare aminte. Să luăm aminte la minunata vindecare a femeii cu scurgere de sânge. La cum, având credință mare, femeia cu scurgere de sânge s-a atins de poala hainei Domnului Iisus și s-a vindecat îndată. La cum sufletul meu este asemenea femeii cu scurgere de sânge, câtă vreme este rob al păcatului, al trupului și al sângelui. La cum, printr-o singură atingere a Stăpânului Hristos, sufletul meu poate primi vindecare și însuflare dumnezeiască. Predică despre imitarea furnicii. Du-te, leneșule, la furnică și vezi munca ei și prinde minte. Pildele lui Solomon, capitolul 6, versetul 6. Este voia lui Dumnezeu, a acelea care ne-a trimis în lume, ca să lucrăm câtă vreme ne aflăm în lume. Stăpânul Hristos însuși ne poruncește: lucrează, priveghează. El îi laudă pe cei care mulțesc talanții primiți și osândește pe cei ce îngroapă talanții. El numește timpul petrecut de el pe pământ slujire și zice că nu a venit în lume ca să fie slujit, ci ca să slujească. El folosește ca exemplu pe Tatăl său ceresc, care zice: Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Ioan capitolul 5, versetul 11. El le poruncește ucenicilor: lucrați câte vreme aveți lumină. O, ce cumplită rușine este pentru om când furnica, această făptură mică și lipsită de rațiune, este dată pildă sârguinței demn de urmat. Dar atunci când omul nu e în stare să imite sârguința lui Dumnezeu, este nevoie să fie trimis la exemplu furnicii, pe care să-l urmeze. Furnica lucrează vara întreagă și își pregătește hrana ei pentru iarnă. Fraților, oare noi nu ne pregătim hambarele noastre pe care să le deschidem și să ne înfruntăm din ele după moarte? O, să nu ne fie nouă ne înfățișa cu mâinile goale înaintea celui ce dă nouă cu mână largă toate cele din veșug și tot timpul când ne aflăm în viața aceasta. Lenea este unul dintre păcatele de moarte, căci ea va ucide sufletul omului. Sufletul trândav este peștera tuturor viciilor. Sufletul trândav este locuința diavolului. O, stăpâne atotputernice, Doamne, Tu care ești pururea pacea și puterea,
lucrează, izbăvește-ne pre noi de ucigătoarea trândăvie, mișcă-ne pre noi spre lucrarea faptelor celor bune, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, spre mântuirea sufletelor noastre. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și mulțumirea în vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.